bună dimineața! Observatorul Prahovean vă transmite astăzi informația că la TCE Ploiești angajații au intrat în grevă japoneză. Principala nemulțumire o reprezintă negocierea contractului colectiv de muncă. Sindicaliștii au anunțat declanșarea grevei japoneze astăzi, luni 1 februarie, urmând ca pe parcursul săptămânii să aibă loc negocieri pe tema grevei japoneze. Sindicaliștii au anunțat încă de acum două săptămâni declanșarea conflictului de muncă, însă cererea Sindicatului Transportatorilor din Ploiești a fost considerată ca fiind neîntemeiată de către ITM, pe motiv că în perioada stării de alertă, la fel ca în perioada stării de urgență, contractele colective de muncă sunt prelungite automat. Astăzi Sindicatul Transportatorilor din Ploiești a anunțat o grevă japoneză. Toate mijloacele de transport în comun vor circula cu banderolă albă, urmând ca pe durata acestei săptămâni să existe noi discuții. Cel puțin așa au anunțat liderii Sindicatului Transportatorilor din Ploiești, discuții pe tema contractului colectiv de muncă. Principalele revendicări ale sindicaliștilor din Sindicatul Transportatorilor din Ploiești vizează o negociere a contractului de muncă, care să includă, bineînțeles, și creșteri salariale. Ne amintim faptul că astăzi la TCE Ploiești, angajații au declanșat grevă japoneză. Mijloacele de transport în comun vor circula în program normal, dar vor avea banderole de culoare albă puse la parbrizul mijloacelor de transport. Liderii Sindicatului Transportatorilor din Ploiești au anunțat că vor urma noi negocieri. Reamintim că principala revendicare o vizează negocierea contractului colectiv de muncă. Iar Sindicatul Transportatorilor din Ploiești a anunțat declanșarea grevei japoneze. Mijloacele de transport în comun au arborate banderole albe . Reamintim faptul că acest contract colectiv de muncă este prelungit automat pe perioada stării de alertă și pe perioada stării de urgență. Cu toate acestea, Sindicatul Transportatorilor din Ploiești au anunțat astăzi declanșarea grevei japoneze. Iar pe perioada aceasta, mijloacele de transport în comun vor circula cu o banderolă albă atașată de
prinsă în față. Liderii Sindicatului Transportatorilor din Ploiești de la TCE au anunțat că vor urma negocieri pe tema contractului colectiv de muncă.